Salutare tuturor! Începem o serie nouă cu titlul Caut pe Dumnezeu. În fiecare duminică la ora 6, așa că nu uita să te abonezi ca să fii la curent cu toate episoadele. Cu toți avem întrebări legate de existența lui Dumnezeu și vrem să discutăm tot felul de argumente pentru Dumnezeu. O să vedeți că o să rămâneți surprinși să aflați câte argumente și dovezi sunt în favoarea existenței lui Dumnezeu. Bun, în acest video încep cu afirmația asta. Nu am suficientă credință să fiu ateu. La ce mă refer? Nu credința în creștinism este dificilă, ci mai degrabă credința în ateism sau în orice altă religie. Cu alte cuvinte, consider că de îndată ce te uiți la dovezi, este nevoie de mai multă credință ca să fii necreștin decât să fii creștin. Sunt așa multe lucruri care arată clar spre un Dumnezeu, așa că îți trebuie destul de multă credință să crezi că nimicul a produs totul, că am apărut din nimic și nimic nu are niciun scop final și nu avem niciun scop și așa mai departe. În această serie o să prezentăm treptat tot mai multe argumente. Acest video este în primul rând un video de început, nu o să prezint nu știu câte argumente. Dar hai să începem. Înainte de toate, ateii ar trebui să știe că noi creștinii nu suntem dușmanii lor, ci cei mai buni prieteni ai lor. Noi iubim pe atei și dragostea este înțelegătoare. Eu îi înțeleg și doresc să port discuții deschise cu ateii, fără să-i desconsider. Mulți oameni tot spun nervoși, dacă Dumnezeu există, vreau să-L văd pe Dumnezeu, ca să pot crede. Cineva i-a răspuns unui astfel de om să se uite la soare. Omul respectiv a spus că nu poate să se uite, este prea strălucitor și ar orbi. Celălalt i-a răspuns așa, dacă nu poți privi la soare, una din creațiile mici ale lui Dumnezeu, crezi că ai face față să te uiți la Dumnezeu, Creatorul? Nu încerca să găsești un răspuns simplu cu privire la existența lui Dumnezeu. Dacă ar exista un răspuns simplu, problema aceasta ar fi fost de mult rezolvată. Dacă el nu este, atunci pe cine atac? Pe cine atacă ateii? Un om a întrebat pe un prieten, crezi în Dumnezeu? El a răspuns că bineînțeles. Celălalt îl întreabă, de ce? L-ai văzut vreodată? El îi răspunde, nu, dar nici nu am văzut vreodată un japonez. Dar am auzit că în al doilea război mondial, SUA a atacat japonezii. Deci nu au atacat nimicul, a atacat pe cineva. Și vedem că de-a lungul istoriei, marile puteri ale lumii, multe dintre ele fiind chiar ateiste, au luptat să distrugă Biblia și tot ce înseamnă ideea de Dumnezeu. Oare poți duce un război împotriva unei ființe care nu există? Ai duce un război împotriva unui inamic inexistent? De ce ai face-o? Câte mărturii avem cu privire la existența lui Decebal sau a lui Brebista? Foarte puține. Cu toate acestea, nu ne îndoim de existența lor. Există și totuși există cu mult mai multe mărturii despre Dumnezeu. Vedem noaptea multe stele pe bolta cerului, însă când răsoare soarele, ele dispar. Oare putem pretinde că în timpul zilei nu sunt stele pe cer? Insuccesul nostru în a-L vedea pe Dumnezeu poate se datorează faptului că trăim în bezna ignoranței. Cercetează-te singur, să vezi dacă nu cumva ai un complex de antipatie care te face să te îndoiești de existența lui Dumnezeu. Lucruri groaznice într-adevăr s-au făcut în numele lui Dumnezeu și mari prostii s-au scris și s-au predicat ca fiind de la Dumnezeu. Într-adevăr, omul a poluat rău de tot cuvântul lui Dumnezeu, chiar pe Dumnezeu, și în numele lui Dumnezeu chiar s-au dus războaie, așa zis sfinte. Deci, ai destule motive să te îndoiești de credința lui Dumnezeu. Gândește-te dacă tu nu crezi în Dumnezeu pentru că ai o imagine greșită despre Dumnezeu și în jurul tău ai numai exemple proaste de oameni ipocriți care nu exprimă realitatea dragostei lui Dumnezeu. Se pare că unii oameni se întâmplă să fie atei, cum alții se întâmplă să fie credincioși. De fapt, deseori nu ateii îl resping pe Dumnezeu, ci se simt respinși de Dumnezeu. Apoi, ei explică experiența lor tragică. Era un exemplu cu vulpea dintr-o fabulă a lui Fontaine, care uitându-se la strugurii pe care nu-i putea ajunge, ea raționa astfel. Bineînțeles că sunt acri, nu-i doresc. Știi? Nu putea să-i ajungă și raționa așa că, da, nu-i doresc, sunt acri. E posibil ca mulți oameni să-L nege pe Dumnezeu pentru că ei cred că nu pot ajunge la El. Dacă ai întrebări cu privire la existența lui Dumnezeu, să știi că e bine. Întreabă-te cât mai mult până afli adevărul. Cercetează în continuu pe Dumnezeu, chiar dacă nu-L cunoști. Francis Bacon scria că dacă un om va începe cu certitudini, el va sfârși cu îndoială. Dar dacă va fi gata să înceapă îndoindu-se, va sfârși în certitudine. De aceea, nu te teme să ai îndoieli. Pune cât mai multe întrebări. Bun, mergem mai departe. Totuși, de ce ar inventa mintea unor păcătoși o religie care cere omului să nu păcătuiască? Nu ar inventa oamenii un Dumnezeu care să le satisfacă lor toate dorințele? Credința nu ar putea exista fără un Dumnezeu care să o dăruiască.
existența credinței într-un Dumnezeu misterios este ea însăși un mister și este un miracol. Credința este însăși o dovadă a existenței lui Dumnezeu. Ca și dragostea, credința nu are nevoie de o formulare științifică. Este oare negată știința dacă cel ce se îndrăgostește nu măsoară și nu cântărește mai întâi ființa iubită și nu se interesează de grupa sangvină și toate cele? Înțelegeți ce vreau să spun? Dacă nu există Dumnezeu, eu sunt rezultatul întâlnirii întâmplătoare a unor molecule. Ce șansă are rezultatul acestei întâmplări să cunoască adevărul? Dumnezeu este foarte complex. În seria pe care o avem despre Caut pe Dumnezeu, nu putem înțelege toate complexitățile lui Dumnezeu. Goethe spunea că cel mai înalt nu poate fi exprimat. Ter Stegen a scris, un Dumnezeu care este înțeles nu este Dumnezeu. Nu poți să dai explicații despre el atât de plauzibile încât să înlături misterul care îl învăluie. Sau Pascal scrie așa, o, de-ar înțelege ateii religia împotriva căreia luptă. Înainte de a o combate, religia noastră nu pretinde să aibă o imagine clară despre Dumnezeu, de a-l vedea fără niciun val. Noi afirmăm contrariul, că omul este în întuneric și departe de Dumnezeu și că el este ascuns cunoașterii noastre. Chiar și numele lui Dumnezeu din Scriptură îl ascunde. Noi cunoaștem doar în parte, așa ne spune și Biblia. Richard Wurban povestea la un moment dat un lucru foarte interesant. El spunea că a cunoscut mulți atei, care în ceasul morții au regretat că nu au crezut și că nu s-au bucăit. În ultima clipă a morții au strigat Iisus sau Dumnezeu. Vă puteți imagina un credincios care moare cu regretul că a crezut? Of, mi-am mirosit viața crezând și să-l strige pe Darwin, Voltaire, veniți, eliberați-mă de credință. Omul este condus de propriile lui gânduri, dar în care din acestea poți avea încredere? În astfel de momente nu există atei, în clipa morții nu există atei. Omul este cuprins de teamă când îi se apropie ceasul morții. Credincioșii nu părăsesc niciodată credința într-un astfel de moment, dar ateii renunță deseori la necredința lor pentru că normal este să crezi. Ateismul poate fi drumul unui om către Dumnezeu. Ideile creșite sunt deseori o cărare spre adevăr. Einstein a recunoscut că 90%, 90 chiar 99% din ideile sale au fost false. Căutarea adevărului este ca o cernere. Multe idei trebuie să treacă prin sită pentru ca cea corectă să rămână. Ateii au îndepărtat pe Dumnezeu, dar până acum Dumnezeu a fost mult mai tolerant. Nu numai că a permis ateilor să existe, dar ca un tată iubitor și indulgent, el a permis ateilor să prezinte dovezi temeinice pentru convingerile lor. Gândiți-vă la chestia asta, Dumnezeu care a dat leului putere și tigrului și retenie, deși știa că ei ar putea să-i mănânce proprii săi copii, a dat ateilor motive de îndoială și dovezi destul de bune pentru convingerilor lor. Să lăsăm aceste convingeri să existe, să lăsăm oamenii să-și pună întrebări. Să spunem că nu crezi în Dumnezeu, te-aș întreba așa, ce te faci dacă totuși există? Ce te faci dacă totuși există Dumnezeu? Probabil vei spune, dar nu există, dar dacă există. Ce te faci? Cum te justifici înaintea Lui? Ești tu sigur 100% că nu există Dumnezeu? Poți demonstra că nu există Dumnezeu? Unii oameni sunt așa siguri și convinși că Dumnezeu nu există, dar realitatea este că niciun om nu poate afirma 100% cu siguranță că nu există Dumnezeu. Asta ar însemna să știe sigur că în tot universul ăsta suntem doar noi și totul e doar o întâmplare și că nicăieri nu se află Dumnezeu. În niciun colț din universul ăsta nu există Dumnezeu. Asta a fost și cu acest video. Acest video a fost doar un video introductiv în seria Caut pe Dumnezeu. În continuare, în episoadele următoare din următoarele săptămâni, vom discuta tot mai multe argumente și dovezi care arată înspre Dumnezeu. De asemenea, dacă aveți întrebări, nu uitați să scrieți în comentarii întrebările voastre și în seria asta să dezbatem tot mai multe întrebări și să vedem cât mai mult ce putem afla despre Dumnezeu. Nu uitați că mă puteți găsi și pe Instagram. De asemenea, dacă aveți întrebări, mi le puteți adresa și pe Instagram. Eu sunt Tibi, ne vedem data viitoare, dar până atunci aveți grijă de voi.